Un scurt circuit la un cablu electric vechi a lăsat aseară în beznă punctul de trecere a frontierei Leușeni-Albița. Pentru că sistemul informatic nu a mai funcționat, s-au format cozi imense de mașini care au așteptat ore în șir să treacă granița. Poliția de frontieră și Serviciul Vamal au suplimentat numărul de angajați care a fost nevoit să verifice manual actele călătorilor la lumina lanternelor. După ce avaria a lăsat punctul Leușeni-Albița fără curent, unii călători au făcut cale întoarse și s-au îndreptat spre alte puncte de traversare a frontierei. Alții au rămas pe loc și au așteptat mai bine de 3 ore să treacă de verificările polițiștilor de frontieră și vameșilor. Spre Moldova nu vine niciun automobil. Asta înseamnă că acolo rândul cred că e până la Chișinău deja. Șeful poliției de frontieră Rosian Vasiloi spunea în urmă cu ceva timp că punctele de trecere a graniței au fost dotate cu generatoare electrice și de aceea nu e posibil să mai rămână fără curent. Avaria de aseară a arătat însă că mai sunt multe de făcut pentru că astfel de situații să nu se mai întâmple pe viitor. Echipa tehnică a stabilit că a fost un scurt circuit la cablurile subterane trasate încă în anii 90, ce alimentează unele încăperi auxiliare din postul Vamal, ceea ce nu permitea pornirea generatoarelor. Cablurile au fost deconectate de la sistemul comun, iar energia electrică în postul Vamal a fost restabilită complet. Totodată, în termen proxim, urmează să fie efectuate lucrări de înlocuire a cablurilor vechi, însă până atunci activitatea postului nu va fi afectată. Pentru a fluidiza traficul pe sensul de intrare în Republica Moldova au fost deschise 9 piste de control, iar la ieșire erau 7 piste funcționale. În punctul de trecere a frontierei Leușeni-Albița, sensul de ieșire din Moldova, intrare în România, se atestă un flux majorat de transport. În acest sens, în Albița s-au deschis 7 piste de control, 2 fiind deschise pe sensul opus de circulație. Aceasta este una din măsurile întreprinse de cele 4 autorități de frontier și vamale din Moldova și România cu scop fluidizării traficului. Ceea ce privește intrarea în țară, la moment este flux minim de călători și mijloace de transport. Poliția de frontieră le recomandă călătorilor să opteze și pentru celelalte puncte de trecere în România.